În data de 16 februarie, Hunedoara 1 atrage atenția că, citez, în calitate de primar, Iuliu Bedea s-a complăcut doar să dea indicații cu privire la întocmirea bugetului pe 2023 și, contrar procedurilor legale, viceprimarul orașului a fost cel care și-a asumat întreaga responsabilitate. Am încheiat citatul. Deci semnalam încă de atunci că bugetul a fost aprobat fără să se respecte legea. Nelegalitatea confirmată de altfel și de prefectura Hunedoara, care a cerut abrogarea hotărârii respective. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pentru anul 2023. A fost 6, da. Deci revin. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pentru anul 2023 și a estimărilor pentru anul 2024-2026. Dacă sunt avizul comisiei? Aviz favorabil și sunt amendamente la punctul acesta. Ok. Domnul Emil Reșteiu, vă rog. Înainte de amendamente, vreau să spun doar câteva chestiuni și noi, ca inițiatorii acestui buget... Aveți cuvântul, domnul primar, mulțumesc că m-ați întrebat. Vă rog. O să avem un amendament legat de ceva, o să venim când o să vă spunem acest amendament. Vreau doar să vă spun... Poftim? Nu suntem inițiator, dar... Păi inițiator este domnul viceprimar. Domnul primar trebuia să semneze bugetul și hotărârea de Consiliul Local în ceea ce privește bugetul. Dumnealui a zis că este în concediu, dar de fapt nu a fost în concediu. Am verificat acest aspect, dânsul a fost pontat în ziua respectivă și recomandăm anularea acestei hotărâri. În timp ce alte primării care și-au aprobat bugetele încă de la începutul anului lucrează de zor la derularea proiectelor pentru comunitate, primăria Simeria nu are nici acum, în luna aprilie, buget pentru anul 2023. Și asta din cauza primarului care nu a respectat legislația în vigoare. Ba mai mult, spre deosebire de orașele vecine, care au redus la minimum banii de funcționare pentru a duce la bun sfârșit proiectele de investiții aflate în implementare, bugetul Simeriei este unul care reflectă sărăcia, lipsa de viziune și slaba capacitate de gestionare administrativă a primarului. 60% din bugetul orașului merge doar pe salarii.